Bun găsit, oameni buni! E timpul să comunicăm, e timpul să intrăm în dialog, spune reclama. Asta încercăm să facem și noi în fiecare seară, de luni până joi, la emisiunea Marius Tucă Show. Sper să aveți o săptămână bună, sper să avem și la emisiune o săptămână la fel de bună ca dumneavoastră. Începem săptămâna cu domnul Gheorghe Funar. Domnia sa a intrat astăzi, practic oficial, în Partidul România Mare, preluând funcția de secretar general al acestui partid. Știți foarte bine, domnul Funar mai este și primar al Clujului. Așadar, domnule Funar, astăzi ați fost numit oficial în funcția de secretar general al PRM, acest lucru reprezentând și oficializarea fuziunii dintre PRM și PAUR. Este formațiunea de politică pe care n-ați reușit să o înscrieți la tribunal. Ce înseamnă PAUR? Partidul? Bună seara, în primul rând. Bună seara. Mă bucur pentru că ne reîntâlnim la această emisiune atât de urmărită de telespectatorii din toată țara. PAUR înseamnă Partidul Alianța pentru Unitatea Românilor. Este singurul partid politic căruia nu i s-a permis de către actuala putere să fie înregistrat și să fie validat. O formațiune politică practic desprinsă din PUNR, o formațiune care nu a putut fi înregistrată la tribunal. Vom mai vorbi despre acest lucru. Am înțeles că astăzi domnul Cornel Vadim Tudor v-a înmânat ștampila și drapelul PRM, spunându-vă: bine ai venit, frate, de un mileniu te așteptam. Erați cam de mult așteptat, domnul Funar. V-ați lăsat cam mult așteptat. Cornel Vadim Tudor a promis fraților din PAUR, care îl însuțeau pe Funar, că vor avea locuri eligibile pe listele PRM pentru alegerile generale, iar primarii și viceprimarii din PAUR vor beneficia de sprijinul PRM. La rândul său, domnul Gheorghe Funar a promis că va aduce oameni de mare valoare în PRM, parlamentari și primari. Tot domnul Gheorghe Funar a arătat că la viitoarele alegeri PRM s-ar putea să depășească 25%. Deja sunteți prea mari, domnule Funar. Eu sunt optimist și sper că românii ne vor ajuta. Să nu fiți prea optimist, că nici prea mult optimism nu e bun. Avem șansa să ne batem pentru a face un salt de 4% față de sondajul. 4% de la ce? Față de sondajul care a fost dat astăzi publicității și care face referire la o prognoză în perspectiva unor alegeri parlamentare în primăvara. Unde a fost dat publicității 1999. Deci la conferința de presă a PRM-ului, domnul președinte Cornel Vadim Tudor a prezentat acest sondaj și sursa informațională. Dumneavoastră, cum îi spuneți domnului președinte? Îi spuneți Vadime? Cum vă adresați domnului președinte? Eu îl respect pe președintele Cornel Vadim Tudor, pe senatorul Cornel Vadim Tudor și mă adresez... Să trăiți, domnule președinte. Nu am acest obicei și nici nu cred că este bine să procedăm astfel în conducerea partidului, ci relațiile să fie frățești, prietenești, amicale și astăzi m-am bucurat de o primire excelentă la sediul PRM-ului. Bun, discursul lui Cornel Vadim Tudor și cel al lui Funar au fost însoțite de aplauzele membrilor și simpatizanților PRM, prezent la conferința de presă, care au scandat Funar, Vadim și Unitate. E adevărat? Da. Unitatea cui? Este vorba de unitatea românilor. Pentru că, din păcate, ne paște de milenii dezbinarea între noi românii, iar mai ales în ultimii ani am reușit să ne fărămițăm foarte mult în ceea ce privește opțiunile politice, să ne împărțim în 100 și ceva de partide, iar în prezent, după actuala lege a partidelor politice, în peste 50 de partide. Domnule Funar, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați renunțat la ideea de a înregistra la tribunal Partidul Alianței pentru Unitatea Românilor? La această idee încă nu s-a renunțat și în baza unei... De ce nu s-a renunțat? Dar dat timp cât ați intrat în Partidul România Mare și ați primit și funcția de secretar general a acestui partid. Nu s-a renunțat pentru că la o întâlnire pe care am avut-o în urmă cu o săptămână la Cluj-Napoca cu delegațiile filialelor PAUR din toată țara, s-a hotărât să facem un ultim demers la Curtea de Apel și s-a introdus recursul în vederea înregistrării PAUR-ului. Spuneți-mi ce se va întâmpla dacă va fi admisă această cerere și până la urmă Partidul Alianței pentru Unitatea Românilor
va deveni cu adevărat un partid înregistrat la tribunal. Dumneavoastră ce veți face? O să vă dați demisia din funcția de secretar general al PRM și veți trece să conduceți partidul sau veți rămâne și în PRM și, nu-i așa, pentru prima dată veți conduce și un alt partid? Este extrem de binevenită întrebarea dumneavoastră și foarte greu de dat un răspuns. Păi de-aia și binevenită, ca să fie dat greu răspunsul. Pentru că ne aflăm într-o situație inedită, atât cea legată de neînregistrarea PAUR-ului. De trei ori reprezentanții parchetului au stabilit că am îndeplinit prevederile legale și au cerut să ne înregistrăm. Acum, a patra oară, din motivațiile pe care le-am văzut în urma sentinței date la Tribunalul Municipiului București, la a treia tentativă noastră, după părerea mea, sunt șanse foarte mici ca la Curtea de Apel să se admită înregistrarea. Și ați mai făcut o încercare așa, ca să nu spuneți că nu ați făcut-o. Colegii au susținut să ne batem până la capăt pentru a avea conștiința în păcate că am depus toate eforturile pentru a ne înregistra. Dar șansele sunt extrem de mici pentru că s-a dat o motivație extrem de complicată. Da. Spuneți-mi, vă rog, până la urmă, toate filialele PAUR-ului, partid care încă n-a fost înregistrat la tribunal, au trecut la Partidul România Mare, pentru că sunt semnale că nu toate filialele partidului pe care intenționați să-l înființați ar fi trecut la Partidul România Mare. Această trecere se va face în bloc și în mod gradual. Se va porni din anumite județe și, de fapt, de la nivel de filiale de comune în sus, până la nivel de județ. S-a hotărât săptămâna trecută de către delegațiile venite din filiale PAUR-ului ca să se întocmească tabele cu oamenii care doresc să treacă în PRM, urmând ca ulterior să se facă adeziuni și trecerea să fie în bloc la Partidul România Mare. Bun, și dacă pe aceste tabele veți observa că s-au strâns foarte puține semnături și că mulți dintre susținătorii dumneavoastră nu vor să treacă la Partidul România Mare. Este și această o ipoteză teoretică. Practic, colegii din toată țara spuneau că vor merge... Eu vă dau exemple de colegi de-ai dumneavoastră din partid care s-au dus la Partidul Național Român, la partidul din care face parte domnul Virgil Măgurean. Partid care se pare va fuziona, se va uni cu Partidul Unității Naționale Române, din care a făcut parte și gruparea desprinsă, condusă de dumneavoastră. Este o opțiune și este posibil ca unii dintre colegii din PAUR să manifeste un interes pentru Partidul Național Român. Bun. Haideți să revenim la dumneavoastră și la pasul pe care l-ați făcut astăzi, pas oficializat prin primirea funcției de secretar general al Partidului România Mare. De unde până unde să intrați în Partidul România Mare, domnule Funar? Eu, la fel ca și colegii care... Nu vorbiți despre dumneavoastră, lăsați colegii. Este necesar să vă spun și despre colegi, pentru că nu este vorba de numai de persoana mea. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră de ce ați intrat în PRM. De ce Cornel Vadin Tudor a făcut o invitație în acest sens și dumneavoastră i-ați dat curs cu ceva timp în urmă, astăzi oficializându-se acest pas. De ce ați acceptat dumneavoastră, primarul unui oraș mare din Transilvania, fost președinte de partid parlamentar, să intrați în Partidul România Mare? Că sunt mai multe explicații. Vă rog. Una dintre ele este legată de faptul că nu ni s-a admis înregistrarea Partidului Alianța pentru Unitatea Românilor și sunt șanse foarte mici pentru înregistrarea la Curtea de Apel. Apoi a fost această invitație mai veche și s-a revenit asupra ei din partea domnului președinte Vadim Tudor de a intra în Partidul România Mare. Ăsta ar fi al doilea argument care practic e legat de primul, de neregistrarea partidului dumneavoastră. Da, dar dânsul a avut o idee mai veche. Am avut-o și eu, dar n-am reușit să o materializăm decât astăzi, și anume aceea de a ne uni într-un partid puternic și de a da un semnal pentru români, pentru unitate, spre a putea să punem umărul serios la rezolvarea problemelor pe care le are țara. Pentru că altfel... Stați o secundă, ar dori foarte multe partide să se unească și să rezulte un partid puternic. Da, însă... Problema este dacă ideologia partidului pe care dumneavoastră l-ați înființat se, iertați-mi barbarismul, se pupă cu ideologia Partidului România Mare. Sau dacă există elemente comune în doctrinele celor două formațiuni politice. Sunt asemenea elemente comune, dar pasul a fost determinat și trebuia să-l facem mai demult spre a contribui
la unitatea noastră a românilor. Poate vi se pare... că e prea simplu spus unitatea românilor. Credeți că celelalte partide nu mai au în componență români, doar ba, Partidul România Mare și Power sunt partide care să facă unitatea românilor? Am impresia că nu s-a înțeles ceea ce am vrut să spun. Nu s-a înțeles sau n-am înțeles eu? Nu s-a înțeles, nu. Dumneavoastră înțelegeți că sunteți din sudul țării și înțelegeți foarte repede. Repede și... Și bine, și prindeți repede. Deci și în celelalte partide sunt români, însă mai puțini au fost cei care au reușit să treacă peste orgolii personale, peste interese personale, peste interese de partid. Eu am făcut un pas și le-am demonstrat celor care până acum au căutat să acrediteze ideea că Funar nu poate decât să aibă partidul lui, nu poate fără funcția de președinte al partidului și așa mai departe, le-am demonstrat că nu mă preocupă o funcție de președinte de partid. Și încă nu s-a spune, pentru că n-ați demonstrat asta atâta vreme când n-ați denunțat la înregistrarea partidului și ați acceptat această unire și această abdicare de la orgolii în urma neînregistrării acestui partid. Greșesc? Spuneți-mi. Poate... Puțin greșiți în toată chestiunea aceasta. Mă mirea să greșesc foarte mult, da. Este posibil ca neînregistrarea Paulului să mai fie amânată câteva luni de zile. Dar între timp ați remarcat că viața politică românească este tot mai agitată și se apropie alegerile. Nu are sens să așteptăm ca justiția să mai tergiverseze înregistrarea partidului. Da. Câți unguri pe pâine ați mâncat, domnule Funar, până acum? Niciunul. Niciunul. Nu, este greșită această politică care se duce împotriva. Dar măcar ați întins așa pe o felie ca să vedeți cum stau întinși? Nu, doar într-un banc acela cu mașina. A, ăla cu cine să treacă? Da, nu, cu dă înainte, dă înapoi. Ia spune cine bancul. nu prea mă pricep la bancul. Ați aminte de un banc, spuneți-l ca să vedem despre ce vorbim. Da, vă spun doar finalul bancului. Deci, șoferul meu, Vasile, în traducere Laslo, da, venind dinspre București după o emisiune la Tucă Show, ajungând la Târgu Mureș, în fața acelei plăcuțe bilingve de la Combinat la Zomureș, a dat peste ceva mai mare. Și Vasile, ce ai făcut? Zice, am călcat un ungur. Și am spus, dă-i înainte, dă-i înapoi. Nu știam dacă a fost vopsită sau nu plăcuța respectivă în tricolor. Ah, am înțeles. Deci vă dădeați înainte și înapoi ca să vedeți dacă plăcuța e vopsită în cele trei culori. Da, nu era suficient de iluminată zona. Da. Spuneți-mi și mie, vă rog, care este doctrina partidului pe care aveți de gând să-l înființați? L-ați înființat la urma urmei, dar n-a fost înregistrat. Care erau elementele de bază? Care era programul acestui partid? Care erau elementele esențiale? Regret că nu mi-am adus între atâtea documente și programul partidului și doctrina. Păi nu era cel mai important? Văd că ați luat o grămadă de hârtii. Chiar m-am speriat la începutul emisiunii. Aveți aici un dosar voluminos, destul de... Deci acesta este romanul trimis de prefectul județului Cluj, are 75 de pagini. Așa? Trimis împotriva mea la Camera Deputaților, că nu ar avea de lucru deputații și credeam că mă abordați pe unele teme de actualitate, pentru că nu cred că vreun alt primar din România a mai primit mandat de aducere. O să vă abordez și pe acea temă cu mandatul de aducere, deci, întâmplare care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Și ce altă foi? Nimic despre partid, despre doctrină, nimic? Nu, din moment ce nu ne-a acceptat înregistrarea tribunalul, nu mi-am adus aceste documente. Vă pot spune însă că am căutat și s-a lucrat de către o echipă de colegi valoroși la realizarea doctrinei și a programului partidului, luând tot ceea ce a avut bun pe UNR-ul și ceea ce am acumulat din experiența pe UNR-ului și adaptând la realitățile de acum. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră sunteți un om de stânga sau de dreapta? Mi se pare o falsă problemă aceasta cu stânga și dreapta. Eu sunt de centru. Sunteți de centru? Da. Adică? Adică, cred că este mai mult o treabă a politicienilor de a aborda și de a tăia firul în 10 și a stabili că X este de stânga sau Y. Dumneavoastră nu sunteți politician? Sunteți un bun gospodar sau un bun politician? Cum vă considerați? Încerc să mă ocup și de politică și am dovedit că pot fi un bun gospodar. Ați dovedit că... Că puteți fi un bun gospodar și politician? M-au atras valurile vieții în politică și mă străduiesc și aici să fac lucruri bune. Am înțeles. Ne oprim puțin pentru publicitate, urmând să continuăm emisiunea prin a comenta toate aceste
întâmplări legate de ceea ce, de activitatea dumneavoastră din ultima vreme, plus aș vrea să vă întreb mai multe despre intrarea dumneavoastră și primirea funcției de secretar general în PRM. Mi se pare un moment destul de important și nu știu cum ați făcut dumneavoastră calculat de la 21% procente la 25% prin ocuparea funcției de care vorbeam, ocuparea funcției de către dumneavoastră. Dar mai întâi publicitatea. Da. Da, vreau să le afișez acum. Și dacă ai ceva împotrivă să le mai afișez și eu din când în când? Da, afișează-le tot timpul. Eu să cer acum telefoanele și după ce... Încercați să-l abordați pe domnul Cerveni. Nu, de ce? Nu, iar face plăcere pe o temă din asta. Urmează să fie avocat la... La ceea cu alimentarea? Da, la comedia asta. De fapt, e o falsă problemă cu zise cu alimentarea. Vă rog. E bine acum? Cascata face așa, nu? Da, a lăsat-o jos și a dispărut. Tot bine. Da, nu e mai puțin. Vă pot transmite un document ca să-l comentați dumneavoastră? Da. Dacă sunteți oameni. Da, am și mie ala. Dacă mai durează. Nu mă mișc eu, că nu știu cu câte fire sunt legat aici. Mersi. Acela când a fost dat publicității, nimeni nu l-a crezut. Da. Mai mult despre partid vorbiți, despre România Mare, ce veți face. Că asta discutăm, asta în 20 de minute de termen. Deci insistați dumneavoastră și... Păi eu insist, dar văd că mă lăsați repede cu... Nu vă las. Nu știam unde vreți să ajungeți. Nu vreau să ajung nicăieri. Nu mi-am fixat o țintă anume, ci ca idee așa.
Continuăm emisiunea din această seară. Invitatul Gheorghe Funar, primarul Clujului și de astăzi secretar general al Partidului România Mare. V-aș ruga să afișați pe micul ecran numărul de telefon la care dumneavoastră telespectatorii puteți suna și puteți pune întrebări la care invitatul meu să răspundă. Domnule Funar, puteți răspunde cum veți ajunge la 25%? E vorba de Partidul România Mare. Vă spunem că sunt optimist în privința acestui procent care poate pentru mulți telespectatori pare incredibil în momentul de față. Noi cei din Partidul Alianța pentru Unitatea Românilor am avut și am depus dosare cu membrii fondatori însumând peste 40.000 de semnături. Lor se adaugă foarte mulți simpatizanți pe care îi avem în toate județele țării, dar mai ales în județele din zona Transilvaniei. La procentul de 21% cât a fost anunțat astăzi în mass media, într-un sondaj pentru primăvara anului viitor, noi adăugând doar 4%, mie mi se pare puțin 4% forța noastră, ajungem la cel 25%. Păi, cum mi se pare puțin, că pe UNR a avut, cât a avut la ultimele alegeri? A avut mai bine de 5%. Iar acum au rămas sub 1%, deci... Și dumneavoastră ați luat acele 4%. Noi am luat mult mai mult decât cele 4% și veți remarca și dumneavoastră odată cu trecerea organizațiilor noastre, pentru că practic avem organizații în toate județele țării, odată cu fuziunea cu PRM-ul, alta va fi forța organizațiilor teritoriale ale PRM-ului. Să spune despre dumneavoastră că sunteți extremist. Nu, este greșit lucrul acesta. Nu. De ce este greșit? Deci, vă rog, dați-mi un exemplu care să confirme sau să susțină această afirmație că aș fi extremist. Toate declarațiile, toate, cum să zic, glorile de cuvânt publice în care tot timpul aveți ceva cu UDMR-ul, aveți ceva cu ungurii. Nu, eu nu am absolut nimic cu ei. Nu cred că îmi puteți da un exemplu de manifestare sau de declarație extremistă din partea mea. În mod, nu e vorba că... În mod fals a fost etichetată. Asta e problema. Sunteți un extremist sau nu? Pentru că nu aș putea să dau un exemplu în care să nu vă lați, să nu agățați cumva așa, cel puțin prin Acroșeu, UDMR-ul, maghiarii și... Nu, este în mod fals pus această problemă. Nu ne preocupă UDMR-ul decât atunci când nu respectă Constituția țării și încalcă legile statului. Bun, credeți că e un răspuns inteligent, de exemplu, să vopsiți băncile din Cluj în roșu, galben și albastru sau să puneți panseluțe roșu, galben, albastru? Răspuns inteligent la cine? Urmează să facem o combinație de la lele. Mâine vom primi din partea unei bănci olandeze bulbii de la lele, roșii, galbene și albastre vor fi în primăvara anului viitor. La leu, așa cum știți, este simbolul UDMR-ul. Nu ne deranjează, ne plac florile. V-am dat un exemplu că nu sunt un extremist. Și vi se pare soluția asta găsită de a aduce bulbii de la lele, la lele roși, galben, albastre, vi se pare un gest de patriotism? Este un lucru inedit și care arată prețuirea culorilor drapelului nostru național. Deci vi se pare... Un lucru normal și din acest domeniu noi suntem la faza de grădiniță față de americani. Ar trebui să urmăm pe americani, tocmai asta pe, nu vi se pe pare... danezi, pe nu german, vi se pare că acest gest va fi catalogat de adversarii dumneavoastră, cel puțin ca un gest copilăresc, să nu spun de grădiniță? Adversarii de unde? Din țară? Păi de ăștia vorbim. Înseamnă că nu sunt loiali statului în care trăiesc, a cărui pâine o mănânc. Bun, și ce are de-a face loialitatea față de statul românesc, față de România, cu bulbii de la lele roși, galben, albastre? Dacă cuiva nu-i plac culorile de pe drapelul nostru național, înseamnă că nu este loial statului român. Da, și dacă acelui cuiva îi plac culorile de pe drapelul național, e neapărat nevoie că el să aducă la lele tricolore? Nu, este un lucru inedit. Și mi-e greu să discutăm despre alelele astea tricolore, însă aș vrea să văd dacă există un substrat sau pur și simplu doar o faceți pentru că ar părea ceva inedit. Nu este vorba de un lucru inedit, mi se pare un lucru normal și îmbucurător este faptul că am observat în toată țara se acordă mare atenție culorilor drapelului nostru național și este prețuit așa cum se cuvine. Da, de ce numai Gheorghe Funa, de exemplu, vopsește băncile
orașului în care este primar, în cele trei culori, în culorile naționale. Nu, sunt de și ce? Alte localități ale țării. Nu știu, n-am auzit. Am auzit doar de dumneavoastră, nu, sincer. La noi se exagerează. Asta cu lalelele, la fel, n-am auzit la cineva, am auzit doar la dumneavoastră. Dar s-ar putea să auziți și de la alții. De la alți colegi. Dar cred că, dacă nu vă supărați, sunt subiecte mult mai serioase și mai importante păi, în țară decât sunt... acestea. Sunt și acestea foarte frumoase și sunt foarte apreciate dar, culorile respective. Bine, poate nu vom mai discuta niciodată despre bulbi, lalelelor, tricolore. Care sunt subiectele alea? Să vedeți aceștia. Bun, care sunt problemele astea importante de care tot amintiți? Deci, una dintre probleme o constituie, după părerea mea, organizarea rapidă a alegerilor anticipate. Așa. Și ajungerea la putere a unor și la conducerea țării a unor forțe politice responsabile în stare să rezolve problemele țării. Păi, conform ultimelor sondaje, nu s-a schimbat prea mult configurația parlamentară. Din cele văzute astăzi... Cu toate cele 21% da, de procent obținute de Partidul România Mare din momentul în care... Ar rezulta că PRM-ul împreună cu PDSR-ul ar face 50%. Păi PDSR-ul câte procent are în acest sondaj? Dacă cât rețin ai? Bine, undeva în jur de 28-29%. A, păi aveți mai mult dacă e așa. Păi aveți 28-21 și cine se mai aliază cu dumneavoastră? Vor fi și alții care doresc să pună umărul și dovedesc și vor dovedi că pot să facă bine pentru neamul românesc. Pentru că ceea ce se întâmplă acum sunt 2 ani de când s-a preluat puterea de către... Domnul Funea, aia care vor bine la neamul românesc, de unde sunt? Sunt de la UDMR, sunt de la PNTCD, de unde sunt? Aceștia au dovedit cât bine vor și ce bine... Bun, și de unde îi luați pe aia? Dumneavoastră vorbiți de niște forțe așa, dar care nu sunt... În momentul nu de se regăsesc nicăieri. PRM-ul cu PDSR-ul fac 50% după aceste sondaje. Așa, și mai cine? Și electoratul nedecis poate să încline balanța doar cu aceste două formații. Dar astea sunt ipoteze, vă rog să mă iertați. Bineînțeles sunt... că sunt ipoteze. Realitatea însă este dură și este necesar să fie schimbat. Cu deci cât o schimbăm vreți mai... cu tot din adinsul alegerile anticipate. Este necesar, după părerea mea, pentru că altfel răul de acum se va extinde. Și dacă vor fi alegeri anticipate și nu se va schimba configurația Parlamentului? Că tot vorbim de ipoteze, vin și eu cu una. Nu cred că cei 2 ani să nu fi fost suficienți românilor spre a realiza că actuala putere nu este în stare să conducă țara și nu este în stare să facă bine neamului românesc. Că nu credeți dumneavoastră una, eu vă întrebam ce veți face dacă se va întâmpla așa. Trebuie să așteptăm rezultatul urnelor. Păi credeți că vor fi alegeri anticipate? După părerea mea, strada le va provoca. Adică ce va trebui să facă strada pentru a provoca aceste alegeri? Strada face deja, oamenii au fost nevoiți, nemai găsind altă soluție, să iasă în stradă. Și observați că în fiecare zi, în marele aglomerații urbane, au loc demonstrații, manifestații, iar brașovenii au anunțat ieri că este ultima manifestație, trec la altă formă. Și credeți că e bine să se ajungă la alegeri anticipate în urma presiunilor făcute în stradă? După părerea mea, nu ar trebui să... Chiar prin demonstrații paznice, prin demonstrații de protest. Firesc că nu ar trebui strada să rezolve problemele, ci în mod democratic, pe cale parlamentară, să se ajungă la o asemenea soluție. Dar observați că în Parlament există politica aceasta a moțiunilor de cenzură, a moțiunilor simple pe de o parte, iar pe de altă parte, principala preocupare a Parlamentului României de luni de zile este satisfacerea pretențiilor UDMR-ului cu celebrele ordonanțe 22 și 36 care nu se mai termină. Înțeles. Vedeți să luăm deja, avem un prim telefon să vedem ce spun și telespectatorii de faptul că dumneavoastră ați intrat în Partidul România și despre toate celelalte probleme pe care le-am discutat până în acest moment al emisiunii. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara invitatului vostru, mă numesc Petrescu, sunt din București. Bună seara, domnul Petrescu. Am un mic comentariu pentru domnul Funar. Vă rog. Deci vreau să-i spun că, în primul rând, în 92 l-am votat cu mare interes. Domnul Ghiță Funar, multor bucureșteni, este foarte simpatic. Iar acum, în urma actului de astăzi, eu personal sunt extrem de dezamăgit. Întrebarea noastră de ce a făcut această trecere la partidul domnului Vadim,
sunt, nu știu, nu a fost deloc foarte clar. Chiar deloc. A ocolit foarte frumos, foarte elegant, foarte diplomatic răspunsul, dar nu a răspuns. Asta e o chestiune clară. A doua, să știți, domnul Ducă, că nu mi se pare deloc exagerat că domnul Ghiță Funal vrea să pună trandafiri, lalele, libelule, roși, galben, albastru. Nu mi se pare nimic exagerat. Și a doua întrebare pentru domnul Funar. Domnul Funar, cum comentați articolul domnului German, Sabin German, în legătură cu Transilvania și așa mai departe? Mulțumesc. Bun. Și o seară bună. Vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Și eu mulțumesc. Un simpatizant care iată v-a votat în 92 și se pare că este extrem de nemulțumit, de dezamăgit, dezamăgit de faptul că dumneavoastră ați intrat în Partidul România Mare. Mare diferență între nemulțumit și dezamăgit. Dezamăgit de... Nu am fost convingător în ceea ce privește motivele acestei treceri la Partidul România Mare. Sunt nevoit să fac o mică istorie din acest an, doar luând lucrurile. Vă este cunoscut faptul că în 11 februarie anul acesta a fost semnat un protocol de colaborare între PRM și PUNR, care urmărea să pregătească o alianță electorală cu Partidul România Mare. Acum însă, noi nu am fost înregistrați ca PAUR. Practic, această alianță nu o putem face deocamdată între două partide, noi nefiind înregistrați, și în tot rău este și un bine, cum spune românul, justiția, nedându-ne posibilitatea să ne înregistrăm ca partid politic, ne-a grăbit și ne-a obligat, practic, să fuzionăm cu Partidul România Mare și să facem un partid puternic. Am mai fost nevoit să fac acest pas înaintea colegilor mei, aflând în seara zilei de 29 octombrie că a doua zi urma să fiu reținut în mod abuziv de către parchet și suspendat din funcția de primar. Nu am avut nicio protecție politică și am fost nevoit în această situație să apelez la sprijinul PRM-ului și țin să mulțumesc domnului președinte și colegilor din conducerea PRM-ului, care au fost extrem de prompți și mi-au venit în ajutor. Altfel ar fi arestat și suspendat din funcție În mod abuziv, pe niște motive incredibile. Și probabil că îmi veți da șansa să revin asupra acestei chestiuni. În ceea ce privește apariția domnului German, inclusiv invitarea la dumneavoastră în emisiune, ci domnul Tucă, cred că ați făcut o greșeală. Respectiv, nu sunteți singurul care faceți această greșeală. Care este stilul de lucru al Ungarei și al UDMR-ului spre a-și atinge obiectivele? Pun în discuție o problemă. Dau drumul la bulgare și lasă pe români să aștepte la baza muntelui când a ajuns o adevărată avalanșă. Noi greșim punând în discuție problema universității, de pildă, multiculturale sau acest articol al domnului German că s-a săturat de România. Noi nu trebuie să discutăm de aceste probleme. Dumneavoastră, de pildă, puteți, domnul Tucă, să invitați pe domnii de la parchet și SRI, să-i întrebați, domnilor, ce ați făcut cu German, unde este ascuns, pentru faptul că a încălcat legea siguranței naționale. Dumneavoastră, invitându-l și discutând despre această problemă, ați adus-o în atenția opiniei publice. Acesta a fost obiectivul, de fapt, al UDMR-ului. Să se ia în discuție problema separării Transilvaniei. Tot așa se discută în Parlament și în mass media foarte mult pe tema universității multiculturale. Nu ar trebui să procedăm astfel. De pildă, dumneavoastră, puteți să contracarați și colegii dumneavoastră din mass media această politică a UDMR-ului, deci vreau să vă spun... invitându-i pe dascălii români, de pildă, care au fost în Statele Unite, în Germania, în Franța, și să prezinte care este situația la ei. Și pentru dumneavoastră și pentru telespectatori, eu l-am invitat pe domnul German la emisiune când deja domnia sa sau scrisoarea, manifestul domniei sale devenise o problemă națională. Se dezbătea în presă, se dezbătea peste tot. Deci nu eu am fost cel care am preluat acel manifest și în urma preluării de către mine acestui manifest a declanșat, putem spune, chiar o isterie națională. Deci nu, eu l-am chemat pe domnul German în momentul în care devenise o problemă națională acest manifest. După părerea mea, care nu trebuia să aibă, aici poate sunt de acord cu noastră, căruia nu-i trebuia să-i se dea niciun fel de importanță. Însă în emisiune ați făcut un lucru deosebit împreună cu domnul Cristian Tudor Popescu, l-ați făcut groghii pe German și l-ați lăsat fără argumente. Ați demonstrat practic că dânsul face jocul altora, respectiv a celor care l-au trimis la bursă în Statele Unite. Eu n-am vrut să demonstrez nimic. Luăm din nou o legătură telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm!
În primul rând, două întrebări pentru invitatul dumneavoastră, domnul Tucă. Da, domnul Comănescu. De unde a putut să facă rost domnul Funar de banii necesari pentru vopsirea băncilor din municipiul Cluj, știindu-se că nu prea sunt bani pentru fondurile primăriilor? Da. Și doi, bulbii de la Lele, care am înțeles că importă din Olanda, de unde a găsit această sponsorizare? Mulțumesc. Bun, vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Deci, în ceea ce privește vopsitul, noi întreținem și băncile și probabil, dacă domnul Comănescu a ajuns în Cluj-Napoca, să vadă, avem un program de refațadizare a imobililor și cheltuim bani mulți pentru a pune în valoare clădirile valoroase pe care le are municipiul nostru, mai ales în zona centrală, și de asemenea întreținem băncile. Nu era decât o problemă de combinat culorile. În ceea ce privește bulbii, nu îi cumpărăm, este o donație din partea băncii ABN Amro, care și-a deschis o sucursală în Cluj-Napoca și conducerea acestei bănci la deschiderea sucursalei a avut inspirația să ne facă o donație de 2000 de bulbi. Eu am rugat să fac o combinație de roșu, galben și albastru pentru că ne-au oferit numai bulbi galben și roșii. Și de unde veți pune aceste lalele? Unde veți planta bulbi? Deci în diverse zonele orașului și în cartiere și în mod deosebit și în fața prefecturii, ca domnul prefect, domnul subprefect din partea UDMR-ului să le poată admira. Da, am înțeles. Ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua dialogul cu domnul Funar după aceea. Atunci ați făcut bine la German. Păi, vedeți? Ați fost grozav. Păi, altfel era luat în seamă. Dacă nu le afișezi, de câte ori le-ai afișat? Thank you.
10. Deci. Gheorghe Funar, secretar general al Partidului România Mare, invitat din această seară al emisiunii. Începem cu o legătură telefonică și vom continua după aceea cu alte întrebări legate de arestarea de reținerea domnului Gheorghe Funar. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Din Timișoara vă deranjează! Da! Iacobone Ștefănică! Ia, domnul Ștefănică! Domnul Tucă, am o stimă și un respect pentru dumneavoastră. Bine, asta e asta. În primul rând, fetelor dumneavoastră de la care ne fac legătura în studio. Ce să vă spun? Am o emoție. Domnul Ghiță Funar, am o stimă și un respect pentru dumneavoastră. Ca și pentru mine. Sunteți și pentru dumneavoastră, domnul Tucă. Da. Domnul Ghiță, sunteți un bănățan adept. Eu am vrut să vă compun acum urgent o poezie în grai bănățan, dar nu am. O să vă trimit la primăria din Cluj. Vă rog. Așa, o întrebare. Vă rog. Domnul Tucă, domnul Ghiță Funar, ce părere aveți despre cum merge această țară în acest moment? Asta este întrebarea mea. Cam grea întrebare, da? Foarte grea. Vă rog să-mi dați răspunsul amândoi. Bine, mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Bună seara, domnul Funar. Vă urez mult succes și dumneavoastră și întregii țări. Sănătate vă doresc. Numai bine, sănătate, domnul Ștefănică. Ia spuneți, domnul Funar. Țin să mulțumesc, domnule Ștefănică, și mă bucur că din capitala Banatului au venit asemenea gânduri frumoase. Întrebarea este însă foarte dificilă. Cum merge țara? N-are conducere, n-are conducător și merge spre dezastru. Alo. Dumneavoastră știți lucrurile acestea mai bine decât mine. Conducerea are, conducători are, după cât știu eu, că merge spre dezastru e altă treabă. Deci... Dacă rezultatul este acesta, că merge spre dezastru, înseamnă că nu are nici conducător și nici conducere. Practic, țara nu este guvernată și lucrul acesta s-a observat și nu există vreo ramură a economiei naționale, care să meargă. Totul este făcut praf și pulbere și mai supraviețuim acum prin așa zisa privatizare. Nu este vorba nici măcar de un proces de privatizare, ci de o vânzare la străini pe nimic, a bogăților țării pentru a mai aduce niște bani în bugetul statului și a plăti nemunca. S-a ajuns până într-acolo încât guvernul se mituiască pe români, inclusiv pe militari, să nu mai muncească, să părăsească unitățile militare. Practic este jale în toată țara. Am participat zilele trecute la un simpozion al economiștilor din România și am reținut o expresie care cred că dă și un răspuns la întrebarea domnului Ștefănică. România a ajuns o țară bogată în sărăcie. Am ajuns foarte bogați în sărăcie. Suntem foarte bogați în sărăcie, da. Spuneți-mi, aveți un băiat, nu? Da. Câți ani are? 22. Este în ultimul an la Politehnica, la calculatoare. Mulți înainte. Spuneți-mi, câte firme deține fiul dumneavoastră? Aceasta este o poveste cu firmele acestea și o intoxicare. Băiatul meu este muncitor, îmi seamănă și mie și soție, îi place să muncească. Și la fel ca alte zeci de mii de studenți, pentru a-și completa veniturile, muncește. Și după orele de la facultate și sâmbăta și duminica și împreună cu mai mulți tineri au format două sau trei firme la care este asociat sau plătit cu ora, face prestații de lucrări în calculatoare. Deci asta e, nu sunt firmele... Nu, el este patron și așa mai departe. Este unul dintre acționari, la fel cum sunt acționari toți românii. Și eu mă bucur că are această poftă de a munci la mai multe firme. Și îl ajut. Dar este cu sumele acestea mici de câteva Este adevărat că v-ați construit o vilă? Nu. Mă aflu în situația de a construi și acesta este al treilea an de când mă străduiesc să construiesc o casă la Băișoara, alături de vreo 1000 care s-au construit acolo și s-ar putea să ajungem în săptămâna viitoare să-i punem acoperișul. Dacă aș fi avut bani, o terminam de e mult. E casă sau o vilă? Că e o diferență. Nu, este o casă familială. Da. Și putea să fie și altfel de casă? Da, putea fi și altfel. Sunt altele pe lângă noi construite, niște case cu 2-3 etaje. Casa noastră câte etaje are?
Are parter și o mansardă. Dar permiteți-mă o întrebare. Credeți că e rău sau pare cumva anormal ca un român să-și facă o casă? Mie mi se pare un lucru absolut normal. Nu, ca într-o viață de om să-și construiască om o casă. Și aș vrea, profitând de acest subiect, să fac cunoscut telespectatorilor că la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, la inițiativa mea, Consiliul Local a hotărât și concesionăm 300 de metri pătrați în intravilan pentru tinerii căsătoriți la prețul de 15.000 de lei metru pătrat, plătibil în 20 de ani. Iar din primăvara anului viitor, mâine continuă negocierile la un contract de asociere cu un consorțiu multinațional și începem din primăvară să construim în Cluj-Napoca pe 1.500 de hectare 25.000 de vile, o investiție între 750 și 900 de milioane de dolari. Finanțarea este asigurată din străinătate, nu ne condiționează nimeni să închidem fabrici, să închidem mine, să dăm afară militarii din întâlnirea. Stați puțin, câte? 25.000 de vile? Da. Și cine dă banii ăștia pentru... Deci banii sunt asigurați de către acest consorțiu, iar primăria în asociere aduce terenul. Casele, și vor case, fi vândute aceste vile? Da, vor fi vândute, casele vor costa între 20 și 25 de mii de dolari, fie cu plata integrală sau... Și 3, cine are, domnule, sau, deci, 20 de mii de dolari să cumpere o casă? Deci în lei se vor achiziționa, dar americanii au făcut calculul la dolari, că așa sunt obișnuiți, și se poate achiziționa imediat. Sunt deja 100 de cereri pentru primele 100 de case cu plata integrală sau plata unui avans de 30% și diferența în 3, până în 30 de ani. Și când vor fi gata cele 25.000 de case? Deci este prevăzut un program de 2.500 de case pe an. Deci în ce an vor fi gata? Deci din primăvară începe construcția. Anul viitor 2.500. În fiecare an cel puțin 2.500 de case. Am înțeles. Sunt foarte multe voci care spun că dumneavoastră ați fi un om extrem de bogat. Sunteți un om bogat, domnule Funar? Eu sunt un om modest din acest punct de vedere. Sunt practic mai sărac decât în 1990. Poate nu pare firească această lucru. Și în 1990 erați bogat? Nu. Dar aveam mai mult timp și aveam posibilitatea să îngospodăresc mai bine veniturile. Acum timpul este extrem de puțin pe care îl mai am la dispoziție. Și mulțumesc familiei că m-a răbdat în acești ani ca să-mi consacru timpul pentru multe alte lucruri. Spuneți-mi de ce tatăl dumneavoastră a rămas în PUNR? De ce nu v-a urmat în... Nu, este o informație falsă de intoxicare opiniei publice. Tata este membru, între membrii fondatori ai Partidului Alianța pentru Unitatea Românilor și cu toate că a fost umilit, la fel ca peste 26.000 de români care au fost cercetați de poliție, de ce s-au înscris în PAUR, li s-au luat declarații, poliția a cheltuit peste 5 miliarde de lei cu luarea declarațiilor la cei 26.000 de români din 28 de județe, între care și tata și mama au fost umiliți. Li s-au luat declarații de ce au acceptat să fie membri fondatori ai Partidului Alianța pentru Unitatea Românilor. La sora mea, la cumnatul meu și la cei doi nepoți le-au luat duble declarații după ce și-au exprimat în scris motivația pentru PAUR. După vreo 2-3 săptămâni, poliția le-a solicitat alte declarații, respectiv să confirme sau să informe. Deci e adevărat, nu e adevărat dacă, că tatăl dumneavoastră a firmat în PUNR? Nu, tatăl este membru fondator al PAUR și cred că va face pasul în România Mare, în curând. Nu e convins? Ba da, este convins. Da, vă rog să avem o legătură telefonică, imediat o să luăm această legătură telefonică. V-aș mai ruga în timpul dialogului să afișați pe micul ecran numerele la care telespectatorii pot suna. Bună seara! Bună seara, domnul Tucă, bună seara, domnul Funar. Bună seara! Benedict Alexandrescu. Vă ascultăm, doamnă. Domnul Funar, ce spun alegătorii dumneavoastră că țopăiți dintr-un partid în altul? Asta e tot, da? Nu, am mai multe întrebări. Păi spuneți până terminați de pus întrebări. Așa, mergeți într-un partid în altul, face reclamă pentru alegerile viitoare, nu știe, la PRM, la PUNR, nu se știe ce face, fel de fel că cu unitățile militare, că nu știu ce s-a întâmplat, adică ne loviți între oi. Domnule Funar, întotdeauna ați făcut niște declarații, cum să mă exprim, ca să nu vă jignesc. Ați făcut niște declarații care pe noi poporul ne-a izbit de ne-a înnebunit. Și
pun și eu această întrebare. Spuneți că aveți un băiat. Ce spune băiatul despre dumneavoastră când săriți dintr-un partid într-altul? Ce educație îi dați? Asta este lipsă de orice... Eu dacă aș face parte dintr-un partid, indiferent care ar fi, eu n-aș pleca din partidul ăla, orice s-ar întâmpla. Aș rămâne acolo, cu orice sacrificiu. Dumneavoastră și nu sunteți singurul care săriți dintr-un partid într-altul, că poporul nu mai știe pe cine să aleagă. Absolut deloc. Și eu nu înțeleg de ce să faci acest lucru. Nu va conveni fiindcă n-ați avut bani, nu va conveni că nu fi s-a ridicat statuie, nu va conveni, nu știu, eu nu fac parte din niciun partid. Eu sunt simplă româncă și din partea părinților mei sunt ardeleancă și am rude în Ardeal și cunosc situația la perfecție. Eu nu înțeleg de ce să faci acest lucru, nu numai cu partidul, toți cei care se declară independent și după aceea apar în spatele lor alte partide. S-a văzut și în București și cu alegerile de acum. Nu înțeleg de ce să faci acest lucru. Poate mi-o explicați dumneavoastră. Ce nu va conveni? Vă mulțumim, doamnă, pentru telefon. Bună seara, domnul Tucă, vă rog să mă iertați că am devenit așa de agresivă. Însă când am în fața mea asemenea oameni, îmi sare muștarul. Bună seara. Bună seara. Ați făcut-o pe doamna să-i sare muștarul, domnule Funar. Îmi pare rău. Într-o oarecare măsură o înțeleg pe doamna Alexandrescu, dar regret că de data aceasta a greșit adresantul întrebării sau al acestui tir de întrebări îndreptat împotriva mea. Aș vrea să-i fac cunoscut doamnei Alexandrescu că eu nu am țopăit dintr-un partid în altul. Eventual, dacă dânsa dorește să mediteze puțin asupra evoluției celor care s-au înscris întâi în FSN, au trecut în FDSN, după aceea în PDSR, de acolo în PD, de acolo în APR și de acolo în PNR și probabil în altă parte. Eu am intrat la începutul anului 1990 în Uniunea Vatra Românească și pentru că nu a putut activa pe scena politică s-a înființat Partidul Unității Naționale Române. Am făcut parte din acest partid, nu am plecat din acest partid, am fost exclus cu încălcarea statutului și a legii partidelor politice. Am căutat să activez în partidul Alianța pentru Unitatea Românilor, alături de alți colegi excluși din PUNR. Nu ni s-a dat voie să activăm sub această denumire și în aceste condiții, pentru că suntem în stare și dorim binele țării, am intrat în Partidul România Mare, într-un partid puternic și unde putem să facem lucruri bune pentru ai noștri. Ai noștri ca brazii, cum ar vei. Așa spun oltenii. În ceea ce privește unitățile militare, aș vrea să o rog pe doamna Alexandrescu să lectureze din presa din zilele trecute. A apărut un interviu cu ministrul Apărării Naționale. Domnul Babiuc spunea că sunt multe unități militare românești care nu sunt operative. Deci dacă ministrul spune acest lucru, eu nu pot decât să repet. Primarul municipiului Cluj-Napoca aduce la cunoștința clujenilor și a opiniei publice un fapt deosebit de grav care urmărește prin consecințele sale înlăturarea administrației românești din inima Transilvaniei. În această acțiune sunt implicate persoane de la Președinția României și Prefectura Județului Cluj. Împotriva primarului municipiului Cluj-Napoca, comunicatul este semnat de dumneavoastră și tot dumneavoastră vă plângeți aici, împotriva primarului municipiului Cluj-Napoca a fost depusă o plângere penală de către directorul SC Alimentare SA, având ca obiect neeliberarea autorizației de construire, care a fost de fapt eliberată și poartă numărul 121/1998. Primarul municipiului Cluj-Napoca a respectat prevederile legii numărul 69/91 și a asigurat ducerea la îndeplinire a hotărârii numărul 88/97. La pachetul de pe lângă Tribunalul Cluj, domnul procuror Mihuț a dat o soluție de neîncepere a urmăririi penale în dosarul respectiv. Deși s-a făcut presiune asupra sa, el și-a menținut rezoluția dată. În această situație, de la Prefectura Județului Cluj, s-a intervenit la domnul Vasile Chiș, procuror general al pachetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, căruia i s-a dat dispoziție ca până la miercuri, 4 noiembrie 1998, să infirme rezoluția dată de către pachetul de pe lângă Tribunalul Cluj și să dispună începerea urmăririi penale. În caz contrar, s-a făcut cunoscut că va fi schimbat din funcție. Probabil că imixtiunile în dosarul penal instrumentat de către pachet se vor intensifica după ce primarul municipiului Cluj-Napoca a acceptat funcția de secretar general al Partidului România Mare. Din păcate, ceea ce era scris în comunicatul respectiv s-a confirmat. Și nu în 4 noiembrie, ci în 3 noiembrie, procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj a schimbat rezoluția de neîncepere a urmăririi penale
și în momentul de față este începută urmărirea penală împotriva subsemnatului de către domnul procuror maghiar de la parchetul de pe lângă Tribunalul. Ați primit la sfârșitul săptămânii trecute, în ziua de 13 noiembrie, o mandat de aducere la parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Da, aș vrea să subliniez că încălcându-se prevederile codului de procedură penală, în ziua de 13 noiembrie, am primit nu acasă la domiciliu, așa cum prevede codul, ci la primărie, o citație care m-a invitat la ora 9 la parchet în calitate de învinuit. În aceea zi, la ora 13, am primit un mandat de aducere la parchet. Cred că împotriva niciunui infractor din România, parchetul nu lucrează cu asemenea rapiditate. Dar mai împotriva primarului municipiului Cluj-Napoca, care este nevinovat în toată această întâmplare. Din păcate, este un exemplu de implicare a politicului în activitatea justiției și practic un dosar politic. Dumneavoastră scrieți aici la începutul comunicatului: primarul municipiului Cluj-Napoca aduce la cunoștința clujenilor și opiniei publice. În această acțiune sunt implicate persoane de la Președinția României și Prefectura Județului Cluj. Care sunt persoanele implicate de la Președinția României? Eu, neavând imunitate parlamentară, nu am să le prezint, am să rog pe domnul președinte Vadim Tudor să le prezinte. Eu vă pot spune ce a făcut Prefectura Cluj. De fapt, nu se cunoaște fondul acestei probleme, acestei întâmplări. Așa. În municipiul Cluj-Napoca, în jurul anilor 1980, a fost înălțată o hală agroalimentară, foarte cunoscută în piața Mihai Viteazu. La recepția lucrării respective, firma ICS Mărfuri Alimentare deținea un procent de 14% din suprafața desfășurată a clădirii respective. În prezent susține că deține 89%. Creșterea aceasta de la 14% la 89%, deci de circa 75%, a fost făcută printr-o mulțime de infracțiuni, prin fals, uz de fals, prin întăbulări ilegale din domeniul public și așa mai departe. Sunt o seamă de infracțiuni care au fost săvârșite la această firmă și s-au conjugat niște interese aici, ale directorului firmei respective, ale prefectului județului Cluj. Care interese, domnule Funa? Interesele legate de privatizarea, așa zisa privatizarea acestei firme, de cumpărarea ei. Bun, îi rog pe colegii mei să îmi facă legătura telefonică, să-l avem pe fir și pe domnul Ioan Mureșan, directorul de la SC Alimentare S.A. Cluj-Napoca, pentru a înlesli un dialog între primarul Clujului Gheorghe Fonar și domnia sa. Așa, terminați-vă ideea. Ce a făcut domnul Mureșan, pe care dumneavoastră l-ați invitat în emisiune? A săvârșit infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu în formă calificată, înșelăciune, denunțare calomnioasă, favorizarea infractorului, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. A fost ajutat în săvârșirea acestor infracțiuni și susținut de prefectul județului Cluj, Alexandru Fărcaș, care are o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului, și de domnul Radu Sârbu, actualul președinte al Consiliului de Administrație al FPS-ului, Acila București, care este vinovat de săvârșirea infracțiunilor de omisiune a sesizării organelor judiciare și de favorizare a infractorului. Și care infractorul favorizat? Și de domnul Sârbu și de domnul Mureșan și de prefectul? Infractorul favorizat este cel pe care îl invitați dumneavoastră la telefon. Mm-hmm. Ce s-a întâmplat? Povestea este puțin mai lungă. Prefectul județului Cluj împreună cu directorul FPS-ului, domnul Sârbu, s-au deplasat la Budapesta, unde au avut o întâlnire cu patronul firmei Polus, Demian Șandor, și au încheiat un protocol de colaborare acolo. În urma acelui protocol s-a făcut o încercare de înstrăinare ilegală a 25 de hectare de pământ din apropierea municipiului Cluj-Napoca, unde foarte mulți mănășturieni au fost puși în posesie și sunt acționari pe acele terenuri. Apoi a mai fost încheiat încă un protocol secret deocamdată la Cluj-Napoca între cei trei, vizând colaborarea și susținerea intereselor firmei Polus. Această firmă Polus este, din informațiile pe care le am, cea mai iredentistă organizație a maghiarimii de pe Mapamund, iar patronul firmei respective, Demian Șandor, la întâlnirea UDMR-ului de la Valea lui Mihai, în urmă cu vreo 3 săptămâni, a declarat că România poate fi stat național unitar, dar fără Transilvania. Transilvania este partea Ungariei. Domnul Mureșan, bună seara! Întâmplat? Îmi permiteți să închei ideea? Sunteți pe fir, da? Da, da. Bun, continuați-vă ideea. Deci,
S-a căutat să se înstrăineze către firma Polus cât mai multe societăți din municipiul Cluj-Napoca. Săptămâna trecută a fost înstrăinat abatorul. Săptămâna aceasta, în 20 noiembrie, este prevăzută privatizarea societății de turism Transilvania, inclusiv a hotelului Transilvania, în subsolul căruia se află punctul de comandă al municipiului Cluj-Napoca pentru protecția civilă. Principalul participant la această privatizare este tot firma Polus. Firma alimentară a fost cumpărată în principal tot de firma Polus, dar pentru a se ajunge la această privatizare s-a făcut un șir întreg de infracțiuni la această firmă. Ele sunt în cercetarea parchetului și, în plus, s-au făcut o seamă de erori judiciare, n-aș vrea să le calific altfel, care au complicat destul de mult lucrurile. Dar este îmbucurător faptul că parchetul a început cercetarea penală, inclusiv împotriva celui pe care dumneavoastră l-aveți acum la telefon. Bună seara, domnul Mureșan. Ați auzit, ați ascultat toate acuzațiile pe care vi le aduce domnul Gheorghe Funar. Care este părerea dumneavoastră? Deci, în primul rând, aș vrea să facem niște precizări, să răspund corect la, la acuzații. Vă rog. Domnul Gheorghe Funar face o mare greșeală. În sensul că eu am preluat SECE Alimentara în 1995 cu patrimoniul cu care ne-am întăbulat. În scrierea, în evidențele contabile, conform finanțărilor care s-au făcut nu numai pe obiectivul Hala Agroalimentară, ci și pe celelalte obiective, s-au făcut de contabilii șefi dinainte de 89, când eu nu eram director la Alimentară. Mai precis, pentru Hală, toate finanțările au fost făcute de către ICS Mărfuri Alimentare, unde contabil șef era doamna Sabina Funar, soția domnului Funar. Și din aceste acte reiese acest procentaj. Nu noi l-am inventat. Domnule Funar? Deci domnia sa ar trebui, dacă într-adevăr spune că s-au comis infracțiuni, rugămintea mea este să înceapă cu aceste finanțări. Eu cred că, și vreau să-i spun domnului Funar, că soția dânsului este un bun contabil șef și nu cred că a greșit. Dar dacă dânsul consideră că a greșit, să o cerceteze. Domnul Mureșan, e adevărat că ați fost la Budapesta și v-ați întâlnit? Nu, dânsul nu. A, domnul, e adevărat că a fost la Budapesta prefectul și domnul Radu Sârbu? Dar eu nu pot, eu nu urmăresc agenda nici domnului Funar, nici domnului prefect, nici domnului Radu Sârbu, în primul rând. În al doilea rând, vis-a-vis de cumpărarea pachetului de acțiuni de la SECE Alimentară. Pachetul de acțiuni a fost cumpărat de Asociația Salariaților, care până în prezent a adunat, prin contribuția celor care s-au înscris în Asociația Salariaților, 2.400.000.000 bani în cont. Pentru diferența de 7.100.000.000 s-a angajat un credit. Nu de la firma Polus, pe care noi nu o cunoaștem, nu știm cu ce se ocupă, și le-aș ruga pe domnul Funar să ne explice cu ce se ocupă această firmă, să știm și noi, și îl asigur că dacă e o firmă serioasă și dacă are bani mulți, noi suntem gata să facem afaceri și cu această firmă, dacă dânsul ne-o recomandă, așa cum văd că dânsul recomandă o firmă din Statele Unite. Asta de unde vine, cu ce se ocupă și cu ce intenții vine în România. Când nu cunosc nici pe patronul firmei, nici pe alții care s-ar, și n-a venit nimeni cu o propunere spre noi. Poate domnul că a venit prin domnul Funar. Să vină domnul Funar să ne transmită propunerea mai departe. Eu sunt de acord dacă domnul Funar vrea să intermedieze o astfel de propunere. Domnul Funar. Dar o altă problemă care vreau să... Stați o secundă. Dacă îmi permiteți, deci, să rog. Deci... Păi, ați văzut că nu este firma Polus, nu are niciun fel de acțiune da, la... Da, de unde? Deci, domnul Mureșan a fost capitan în DIA, deci se pricepe la diversiuni și încearcă să ne păcălească, dar nu reușește. Permiteți-mi să-i pun o întrebare. În 1986, procentul ICSMA, deci mărfuri alimentare, în investiția respectivă a fost de 14%. Este adevărat, soția mea a fost contabil, a fost contabil șef la această firmă. Și datorită priceperii de care a fost dovadă,
Direcția Comercială Județeană a investit-o cu finalizarea întregii documentații a investiției pentru hală. 14% a avut atunci ICS mărfuri alimentare. Acum are 89% alimentară. O primă întrebare pentru domnul Mureșan. Cum s-a făcut această creștere de la 14% la 89% în anul 1995? Eu am să vă prezint și eventual dacă doriți să prezentați telespectatorilor, cred că nimeni n-a putut să-și închipuie că pe baza acestui document, care nu are nici măcar zi sau an când a fost înregistrat, care nu e înregistrat nicăieri, care este anonim, nu are numele persoanelor care l-au semnat, pe baza acestui document s-a făcut saltul de 75% miliarde de lei. În ceea ce privește a doua chestiune cu alimentarea 2000, permiteți-mi că eu v-am ascultat, domnul Mureșan. Domnul Tucă, vă rog să-l disciplinați. Vă rog să arătați documentul din nou și antetul documentului. Deci... Vă rog să arătați și antetul documentului, că faceți o mare greșeală. Vă rog, domnul Tucă, poate fi prezentat... În fața telespectatorului. Vă rog să insist... A cui document este? Cui aparține documentul? Vă rog să insistați... Deci arta culinară, vă rog să citiți corect. Este vorba de alimentarea... Deci orice document, eu sunt economist de profesie, domnul capitan. Deci orice document trebuie să aibă, trebuie să aibă un număr de înregistrare, are în stânga sus antetul. Are antetul arta culinară, n-are niciun număr de înregistrare, n-are nicio zi. Nu aparține documentul. N-are nume, n-are număr. Nu aparține documentul, domnule. N-are număr de exemplare, n-are destinatar, nu e autentificat, bine, nu e nimic. Este, pe cei de la arta culinară. Este un document nul sub aspectul juridic, dar acesta are mai puțină importanță. Permiteți-mi să-i fac cunoscut că... Are foarte mare importanță că ne-a arătat un document care nu ne aparține. Acest document este luat, precizez pentru telespectatori, este luat din dosarul de carte funciară al imobilului. Dosarele de carte funciară ale imobilului la care s-au făcut infracțiuni la această firmă au fost sustrase. Nu se mai găsesc la biroul de carte funciară. Poliția face cercetări pentru depistarea celor care le-au sustras. Bun, ca să lămurim, domnul Funară. Permiteți-mi puțin numai. Am în față tabelul cu alimentarea 2000. În această firmă, în această asociație, alimentarea 2000 apare... Este o prioritate, cred că în România sunt vreo 5-6 șoferi, este un paznic care sunt miliardari și au privatizat unitatea, apare și domnul Mureșan și fiul dânsului, dar apare Șerban Cristina. Întrebarea mea este pentru domnul Mureșan dacă Șerban Cristina este sau nu fiica prefectului Alexandru Fărcaș și numărul 36, vă rog să prezentați pentru telespectatori, este Pașca Nichinga. Dacă domnul Mureșan cunoaște că doamna Pașca Nichinga este soția domnului Pașcani Arpad Zoltan, administratorul firmei Polus în România cu sediu în Cluj-Napoca. Pentru că domnia s-a spus că nu cunoaște firma Polus și mă îndoiesc că nu știe că doamna Pașcani Kinga este soția administratorului firmei Polus în România și că nu-l cunoaște pe patronul firmei, care este prieten al prefectului și al domnului Radu Sârbu. Deci, la două întrebări trebuie să răspund. Da, domnul Mureșan. Deci, în primul rând, vreau să, pentru lămurirea situației, actele care le-a prezentat domnul Funar privind întăbularea nu sunt cele reale. Cele reale au fost prezentate justiției și prin sentință de la Curtea de Apel Cluj și sentința Curții Supreme de Justiție s-a dat câștig de cauză alimentare. Deci s-au verificat și toate actele sunt corecte și prin soluția Curții Supreme de Justiție, nu mai există niciun dubiu dacă este sau nu este alimentarea proprietară pe cota parte și pe terenul de sub acel imobil. Deci, din punctul meu de vedere, eu cred că dacă nu recunoaștem un act al justiției, care este chiar Curtea Supremă de Justiție, ne punem întrebarea dacă noi, cel care nu-l recunoaștem sau cine nu-l recunoaște, mai este cetățean al unui stat de drept. 2. Vis-a-vis de ceea ce a prezentat domnul Funar. Persoanele prezentate în actul de constituire sunt angajații societății. Doamna Șerban Cristina este membru în Consiliul de Administrație. Doamna Pascani Kinga, sau cum se numește acolo, este economist la societatea noastră. Și știați că este soția administratorului firmei Polus? Probabil este soția. Și cealaltă probabil este fiica. Întreb eu, doamna Funar este în câteva consilii de administrație. Fiul domnului... Păi, domnul Mureșan... Are acest drept să se înscrie. Domnul Mureșan, stați puțin, domne.
Unde s-a încălcat legea? Stați o secundă, aici nu e vorba de încălcat legea. Există un război acolo între Gheorghe Funar pe de o parte și de cealaltă parte dumneavoastră, prefectul județului și domnul Sârbu, președintele FPS. Acum, numit recent. În această firmă, din cauza căreia domnul Gheorghe Funar are dosar penal, fac parte soția administratorului firmei Polus, cea care este în afaceri și prieten administratorul cu domnul prefect, fata prefectului, nu vi se pare prea mult totuși? Sau nu există nicio, dumneavoastră nu vreți să faceți nicio legătură, dar ea este, există. Încă o dată, din moment ce această asociație a cumpărat pe banii ei proprii, deci nu pe alți bani, nu există niciun contract, nici secret, nici nesecret între asociație și firma Polus. Nu văd unde este această temere a domnului Funar că firma Polus intră în alimentarea nu știu pe care ușă. Aia e altceva. Asta, că dânsul asta spune mereu, că intră firma Polus pe ușa din dos. Nu văd care este ușa din dos și care pe ce ușa. Este adevărat că administrat patronul firmei Polus este prieten cu Radu Sârbu și prefectul județului? Dar vă rog să-i întrebați pe ei. Nu, vă întreb pe dumneavoastră. Domnule, vă întreb pe dumneavoastră. E adevărat sau nu e adevărat? Nu cunosc. Eu nu pot să dau un astfel de răspuns, pentru că eu nu știu prietenii altor persoane. Domnul Funar probabil se ocupă de relațiile dintre persoane. Eu nu mă ocup. Dar știați că soția domnului Pașca, administrator la Polus, face parte dintre acționari? Nu că dintre acționari, soția lui domnul Pascan este angajata noastră pe post de economist. În regulă. Deci nu face parte dintre acționari, este angajată și are dreptul să facă parte din asociația salariaților. Vă rog, permiteți-mi, am în față... Ați mai spus o chestiune care iarăși trebuie lămurită. Nu ați spus, din cauza firmei alimentară, domnul Funar are dosar penal. Nu este adevărat. Nu e adevărat. Domnul Funar are dosar penal pentru că n-a pus în executare o sentință judecătorească irevocabilă și pe baza acestei, infracțiuni pe care a comis-o. Și ce era la mijloc aici? Ce era la mijloc? Nu din cauza noastră, din cauza domniei sale. Ce era la mijloc aici? Era vorba despre secea alimentară? Era, secea alimentară a solicitat autorizația. Așa. Păi asta am spus. N-a primit-o. S-a adresat instanțelor a dat dreptate secția alimentară și am ajuns la o soluție irevocabilă prin care este obligat primarul municipiului Cluj-Napoca să elibereze autorizația. Nu văd cu ce-i vinovată secția alimentară sau directorul acestei firme că domnul Funar nu vrea să pună în executare o sentință irevocabilă. O să vă spună noi vinovați? O să vă spună domnul Funar. Dacă îmi permiteți să răspund la întrebarea cu relația dintre prefect Radu Sârbu și firma Polus. Am în față declarația martorului Pașcani Arpad Zoltan, depusă sub prestare de jurământ la judecătoria Cluj-Napoca în 23 martie, într-un alt proces pe care mi l-a înscenat prefectul cu domnul Radu Sârbu de calomnie și am fost achitat la Alba Iulia. Ce a spus domnul Pașcani Arpad Zoltan? Arăt că eu i-am însoțit părțile vătămate, scuzați că este exprimarea din limba maghiană. Traducerea în limba română. Arăt că eu i-am însoțit părțile vătămate, fiind Radu Sârbu și Alexandru Fărcaș, în Ungaria cu acea ocazie. Cu ocazia acestei vizite la Budapesta, firma Polus a făcut părților vătămate o prezentare a activității sale generale în mai multe obiective. La această prezentare au participat părțile vătămate, domnul Fărcaș, subsemnatul și 5-6 membri ai Consiliului de Administrație a firmei Polus, aceste contacte desfășurându-se la sediul din Budapesta al firmei Polus. Știu că s-a semnat un protocol, la semnarea protocolului au participat părțile vătămate, deci Radu Sârbu și Alexandru Fărcaș și președintele Consiliului de Administrație al firmei Polus, respectiv Demian Șarndor. Arăt că eu cunosc fica părții vătămate, Fărcaș și Alexandru, numele acesteia fiind Șerban Cristina, care apare în această... Bun, în acest proces l-ați câștigat dumneavoastră. Da. Dar permiteți-mi să revin la fondul problemei. Ne aflăm într-o situație inedită, cred că, pentru justiția română, când infractorul se adresează justiției și se folosește de justiție împotriva celui nevinovat, a subsemnatului.
și ați remarcat. Lăsați justiția să hotărască cine e vinovat și cine e infractor. O lăsăm, dar deocamdată țin să precizez că toate actele la care s-a făcut referire, inclusiv domnul Mureșan, acelea nu sunt irevocabile. Toate se află în instanțe și am reușit strămutarea proceselor de la Cluj-Napoca la Alba Iulia și altele sunt în curs de judecare la Curtea Supremă de Justiție pentru strămutare. Curtea Supremă de Justiție, ajungând la concluzia că există o bănuială legitimă la autoritățile judecătorești din Cluj-Napoca și a hotărât strămutarea acestor procese. Și vă asigur că vom recupera și suma de 900 de milioane de lei, care deocamdată, în mod abuziv, a fost luată din bugetul primăriei. Aș vrea să menționez faptul că nu este adevărat că nu s-a eliberat autorizația de construire. Autorizația de construire s-a eliberat, o am în față, o are și firma Alimentara, o are și domnul prefect. Care este culmea? Fiind implicați în această afacere, mai ales Mureșan cu prefectul Fărcaș, după ce au primit autorizația, m-au acționat la parchet, mi-au făcut amândoi două plângeri penale, două dosare penale, abuz în serviciu pentru neeliberarea autorizației anexate la plângere. Abuz pentru neeliberarea autorizației. Ce ziceți, domnul Mureșan? Există această autorizație, deci, după spusele domnului Funar? Da. Dați-mi voie să-i răspund și la prima acuzare. Că nu există decizie irevocabilă. Și citesc din decizie ca să nu avem vorbe. Respinge ca nefondat, deci pentru aceste motive numele legii decide. Respinge ca nefondat recursul declarat de părâtul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca contra sentinței civile numărul 1122 din 23 iunie 97 a Tribunalului Cluj, dosar numărul pe care o menține întru totul. Decizia este irevocabilă. Deci, domnul Funar, vă rog, nu mai induceți în eroare oamenii. Una la mână. Deci așa scrie aici. Nu eu am scris-o, Curtea de Apel. Țin să precizez, se referă la Consiliul Local, nu la primar. Da. Nu, încă o dată. Noi am, dumneavoastră a spus că nu există decizie irevocabilă. V-am citit-o. Dar și la aceea s-a făcut recurs în anulare. Dacă și la decizia respectivă. Vis-a-vis de domnul primar, există și față de domnul primar tot o decizie irevocabilă. Noi, prin o cerere, am solicitat tribunalului ca să emită o ordonanță de obligare a domnului Funar personal la eliberarea autorizației de construire. S-a emis această ordonanță președențială, care domnul Funar a atacat-o la Curtea Supremă, la Curtea de Apel Cluj. Curtea de Apel Cluj a respins-o și a rămas și această soluție irevocabilă. Suntem la recurs la Curtea Supremă cu ea. Nu la Curtea de Apel, vă rog. Și va respins-o și va spus-o că este irevocabilă. Ce s-a întâmplat? Asta, dacă îmi permiteți. Vis-a-vis de autorizațiile de construire. Dați-mi voie să răspund până la capăt. Vis-a-vis de autorizația de construire. Dumneavoastră spuneți că ați eliberat o autorizație de construire. Nu este autorizația solicitată de noi. Noi am solicitat o autorizație fără condiții, da? Dumneavoastră puneți condiții. Și puneți exact condițiile pe care le anulează instanța. Ei, dacă dumneavoastră puneți niște condiții într-o autorizație de construire, mai este aceasta un act care permite construirea a unui obiectiv, permite o modernizare? Deci nu permite. Deci nu este o autorizație de construire. Dar permiteți-mi să răspund eu la întrebările pe care vi le puneți. Să driblați instanța. Doi, n-ați eliberat autorizația. Noi am primit autorizația pe data de 17, așa este, și dumneavoastră ați și emis pe data de 16 dispoziția de suspendare a autorizației, fără să ne fie eliberată. Atunci cum puteți spune că ne-ați eliberat o autorizație, domnul Funar? De ce umblați? Că ați încercat să folosiți un tertip judecătoresc, să ziceți, domne, îi suspend autorizația de construire, eu pun cu condiții, eu suspend, după care îl bag într-un nou proces, ca să atace în instanță celelalte două acte administrative, ca să ne judecăm vreo 2 ani. Ei, n-am picat în plasa dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, domnul Tucă, să prezint fondul problemei. Vă spuneam că s-a construit această hală agroalimentară pentru nevoile clujenilor și la parter o piață. Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a adoptat o hotărâre cu numărul 88 în 27 martie cu unanimitate de voturi și a stabilit că nu permite desființarea pieței. O hotărâre a Consiliului Local neatacată în contencios, nici de Alimentara, nici de prefect, este lege pentru primar. Primarul trebuie să o respecte.
Sfidând această hotărâre a Consiliului Local, domnul Mureșancu, de la sine putere, a desființat piața și de un an jumate clujenii nu mai au piață la partierul Halei. Producătorii agricoli sunt chinuiți. Vara să stea într-o baracă metalică la 40-50 de grade, iarna la minus 20 de grade. În această situație i-a dus prin abuz în funcție domnul Mureșan, în colaborare cu prefectul. Vă amintiți că producătorii clujeni și cumpărătorii au organizat două manifestații publice, inclusiv cu animale. I-au adresat memorii inclusiv șefului statului solicitând să intervină pentru redeschiderea partierului Halei. Pentru a obține, revenind acum la autorizația de construire, pentru ca să se obțină autorizație de construire, există o lege, 50 din 91, care stabilește un regim de lucru. Respectiv, se solicită un certificat de urbanism în care se pun anumite condiții. Și la cerere alimentare s-a eliberat un asemenea certificat de urbanism prin care i s-a solicitat să obțină modificarea hotărârii Consiliului Local, deci Consiliul Local să fie de acord cu desființarea pieței, să clarifice problema statutului proprietății asupra halei și de asemenea să obțină avizul Comisiei de Urbanism, așa spune legea. Domnul Mureșan, neputând să îndeplinească cele trei condiții, s-a adresat instanței. Acolo l-a găsit pe domnul judecător Georgiu Ioan, vicepreședintele tribunalului, care a manifestat o sensibilitate deosebită față de dosarele alimentare și a solicitat toate dosarele și dânsul le-a judecat. Și instanța ne-a obligat să eliberăm autorizația de construire. Dar judecătorul, în mod corect, a scris să eliberează autorizația în condițiile legii 50. Și când s-a eliberat autorizația, s-au scris cu îndeplinirea acestor condiții. Eu, constatând ca primar că nu au fost respectate condițiile, am dat o dispoziție de suspendare a autorizației până la îndeplinirea condițiilor. Subliniez, această dispoziție a primarului n-a fost atacată în contencios, nici de alimentarea, nici de domnul prefect. Și n-au îndeplinit acele condiții. Atunci, ca să ne oblige la a rezolva această problemă, s-au adresat instanțelor solicitând cu dosare penale împotriva mea, iar în perioada când a fost în concediu de odihnă, s-au adresat din nou domnului Georgiu. Noi am făcut adresă scrisă și domnului Georgiu și președintelui tribunalului, arătându-i că îl recuzăm pe domnul Georgiu din toate cauzele pe care le are primăria, constatând o bănuială legitimă din partea noastră. Ce a făcut domnul Georgiu? În timp ce tot dânsul a discutat și a judecat și știe că s-a dat autorizație de construire, în timp ce eram în concediu de odihnă, printr-o ordonanță prezidențială, fără să admită probe, îl obligă nominal pe primar să elibereze autorizația. Am fost în concediu de odihnă. În perioada concediului de odihnă, înainte de a pleca în concediu de odihnă, am dat o dispoziție, de fapt, sper că o găsesc imediat, o dispoziție prin care, și rog să fie prezentată telespectatorilor, prin care am delegat atribuțiile funcției de primar viceprimarilor. Viceprimarii și-au făcut datoria în timp ce eu am fost în concediu de odihnă. Și după ce m-am întors din concediu de odihnă, după ce domnul Mureșan a primit răspunsul inclusiv la această sentință dată tot de către domnul Georgiu, nu în ședință publică, cum în mod fals se scria, ci în 21 septembrie, deci de rea credință, depune plângere penală împotriva primarului și sunt acuzat de abuz în serviciu în timp ce eram în concediu de odihnă. Se dă neînceperea urmăririi penale la acea intervenție făcută de la niveluri înalte din această țară, se redeschide dosarul penal și eu mă aflu acum într-o situație inedită. Am un dosar de urmărire penală pentru o faptă care nu există, o faptă care nu este prevăzută de legea penală. În codul penal nu există infracțiunea de abuz în serviciu în timpul concediului de odihnă. Fapta n-am săvârșit-o eu, că eram în concediu de odihnă și viceprimarul și-a făcut datoria. Și faptei pentru care sunt acuzat îi lipsesc toate elementele constitutive ale infracțiunii pentru care sunt acuzat. Deci, de fapt, este un concurs de infracțiuni legat de alimentarea care a fost sprijinit de către prefectul județului Cluj și profit de această emisiune pentru a prezenta telespectatorilor acest roman. Are 75 de pagini pe care prefectul județului Cluj, în loc să se adreseze, așa cum i-a solicitat de mai bine de un an de zile, parchetului spre a cerceta infracțiunile de la alimentarea, a trimis acest roman la Camera Deputaților. Iar Camera Deputaților îi răspunde în felul următor. Sesizarea Camerei Deputaților de către prefectul Alexandru Fărcaș nu se înscrie în condițiile articolului 2 din legea 94 din 92, întrucât nu este vorba de folosirea banilor publici proveniți de la buget, ci de o presupusă pagubă. Da, bun. Haideți, domnul Mureșan, aveți ultimul cuvânt pentru a termina cu acest conflict. Să lămurim până la capăt treburile, pentru că nu e bine ca telespectatorii dumneavoastră să fie duși în eroare până chiar cu atâta, să zic, nonșalanță.
Deci vă citesc condițiile puse în certificatul de urbanism. Nu vreau, să trageți o concluzie, nu vreau să-mi citiți. Nu, condițiile care au fost îndeplinite, deci dânsul v-a spus că nu le-am îndeplinit. Deci nu vreau să-mi citiți. Zice așa, acordul coproprietarilor. Domnul Mureșan, nu vreau să-mi citiți din certificatul de urbanism. Spuneți-mi, dumneavoastră l-a sprijinit pe domnul Sârbu la candidatura pentru funcția de primar al Clujului? Vreți să fiu sincer? Da. L-am sprijinit pe domnul Funar. L-a sprijinit pe domnul Funar. Nu, este o minciună, domnul Tucă, l-a sprijinit, nici nu mai știe pe cine. L-a sprijinit pe domnul Ioan Rus. Ce portret a fost pus pe hală? L-a sprijinit pe domnul Ioan Rus, candidatul PDSR-ului atunci. Nu, nu. Domnul Funar, ce portret a fost pus pe hala agroalimentară? A cui portret? Deci în toate magazinele alimentare a fost... Vă rog să răspundeți, a cui portret mare a fost pus pe hală? Când ați văzut că am câștigat alegerile, ați încercat să vă puneți bine cu primarul. Dar de ce nu răspundeți că n-ați câștigat alegerile când am pus portretul? Vă rog, pe ce portret? A cui portret a fost domnul Funar? De data aceea, la finalul alegerilor ați fost inspirat. Necazul care este, domnul Tucă, de un an și jumătate... Hala agroalimentară, piața este desfințată. Înțeles asta. Haideți să lăsăm domnul Mureșan într-un minut să spună și punctul de vedere al domniei sale. Vă rog, domnul Mureșan. Deci, domnul Tucă, cu permisiunea dumneavoastră și cu mulțumirile pentru că mi-ați permis ca să îmi spun punctul de vedere, vreau să vă spun doar punctul de vedere al meu ca cetățean, acum. Da. Eu nu cred că un om care nu se duce să spună, să declare sau să prezinte sau să-și prezinte nevinovăția și se sustrage de la acest act care este un act normal, care se petrece într-un stat fără nicio problemă, acest om nu are de ascuns ceva. Eu vreau să vă spun, domnul Funar mi-a făcut nu un denunț penal, mi-a făcut foarte multe denunțuri penale. Eu la toate m-am dus și am dat declarațiile care și m-am prezentat la procuror așa cum scrie cartea. Eu consider că n-am nimic de ascuns, mă consider un om cinstit, corect, și atunci mă duc să dau declarații, să spun, domne, să vedem despre ce e vorba. De fiecare dată, acuzele domnului Funar au fost infirmate. De ce nu procedează și dânsul ca orice cetățean cinstit al acestei țări? Să prezintă, își declară, își prezintă nevinovăția și eu cred că dacă este nevinovat. Nu-i nimeni, eu știu, absurd ca să-l acuze de o vinovăție pe care nu o are. De ce se ferește de treaba asta? E un aspect. Doi, de ce a fugit la un partid? Că dânsul a spus, a fugit la un partid ca să nu fie cercetat de justiție. Să înțeleg că a fugit în acest partid pentru că în Partidul România Mare cine se înscrie scapă de răspunderea în fața justiției? Sau ce să înțeleg? Că nu mai știu nici eu și probabil că mulți cetățeni nu mai înțeleg acest lucru. Bun. Vă mulțumim pentru telefon, domnul Mureșan, pentru intervenția telefonică. Bună seara! Ce v-aș ruga să-mi permiteți să, vă rog, să răspund. Observați că se trădează prin domnul Mureșan, făcând echipă cu Radu Sârbu și cu prefectul împotriva mea. Ce urmăresc? Să fie începută urmărirea penală, dosarul să fie trimis în instanță și apoi să existe motive de suspendare a primarului din funcție. Dar permiteți-mi să subliniez următorul lucru. Procurorului maghiar i s-au dat 5 zile lucrătoare să finalizeze acest dosar. Și câte mai sunt? Nu, i-au trecut cele 5. I-au trecut cele 5 zile. Sunt disperați acum toată echipa aceasta de infractori. Sunt responsabili, ce spun că sunt infractori, am fapte și documente care sunt depuse la parchet. Sunt disperați că trec zilele și acum sunt necăjiți că eu respect codul de procedură penală. Respectiv, nu am primit citația acasă, așa spune codul. Asta a spus, în afară de chestiunea aceasta, mi s-a permis angajarea de avocat. Țin să-i mulțumesc domnului avocat Dumitrescu de la Partidul România Mare, domnului avocat Nicolae Cerveni, care s-au oferit să mă apere în acest dosar. Dar, domnul Funar, trebuie să ne oprim puțin pentru publicitate și vă voi da la sfârșit emisiunii. Am o chestiune foarte interesantă. Vă rog, haideți cu publicitatea. Hai până și miște, pe care să mă rezete. Gata, am terminat. Acum, într-un minut, ultima strigare.
Mersi. Un minut. Ce o vede? Ne apropiem de finalul emisiunii. Domnule Funar, aveți un minut pentru a trage concluziile. Mulțumesc. Țin să subliniez faptul că niciodată nu m-am sustras la cercetările organelor judiciare. Dimpotrivă, de fiecare dată am dat curs, fără a ține seama de proceduri. De data aceasta am constatat că este o altă înscenare politică foarte periculoasă și voi respecta întru totul procedurile legale. A ține să subliniez faptul că domnul Radu Sârbu, în 29 octombrie, pe Radio România Actualități, a confirmat faptul că la alimentarea sunt o seamă de ilegalități, că avea cunoștință despre aceste ilegalități înainte de privatizarea firmei și acum un lucru deosebit de interesant. Spune domnia sa, de la alimentarea îi se va trage domnului Funar peste câteva zile, se pare, sfârșitul politic. Acum este un demers penal la care rechizitoriu știu că se încheie zilele acestea. De unde știe domnul Radu Sârbu? De la București, că se încheie rechizitoriu și ați văzut, domnul Mureșan îmi solicită rapid să mă prezint la parchet, să dau declarația, mă voi prezenta cu cei doi avocați. Se pare și am informații că sunt mulți avocați care vor să se prezinte împreună cu domnul Cerveni și Dumitrescu și cu subsemnatul la parchet pentru a da curs acestei citații și a finaliza acest dosar. Dar îmi pun întrebarea, de unde atâta grabă? Bun. Am ajuns eu infractorul numărul 1 al României, nu are parchetul de lucru. Spuneți-mi, când veți organiza la sfârșitul săptămânii, în care dintre zile, mare adunare a românilor și cine va organiza asta? Partidul România Mare, am înțeles. Țin să vă mulțumesc pentru această întrebare. Vom organiza și permiteți-mi să lansez o invitație telespectatorilor care doresc să participe sâmbătă 21 noiembrie de la ora 12 în piața Avram Iancu din Cluj-Napoca la o mare adunare națională consacrată zilei noastre naționale, apropiate zile de 80 de ani de la Marea Unire. Da, aici se spune în toate declarațiile mare adunare a românilor pentru apărarea lui Gheorghe Funar. Probabil că așa a fost inițial, sunt apărat de avocați de marcă și de asemenea de mulți români. Bun, vă mulțumesc mult pentru participare, domnule Funar. Oameni buni, aici se încheie emisiunea în această seară. Ne întâlnim mâine seară la o
la o emisiune în care va fi prezent cu ministrul sănătății. Până atunci, Marius Stugă vă spune, țineți aproape.